Ce s-a întâmplat? Ce nu, mă uit acolo și e primul premiu pe care îl prind aici la voi și din suflet vreau să vă felicit și mă gândeam ce ar zice domnul Dani dacă ar fi aici. Probabil ar zice, păi Răzvane, îl punem lângă celelalte. Da, corect, că avem foarte multe. Acum 16 ani am luat primul nostru premiu la TV Mania, premiu pentru cel mai bun transfer, atunci când am venit la Antena 1 și de atunci am tot primit astfel de distinții, plus trandafirii, care înseamnă emisiune de nota 10. Știi că în fiecare ediție câte o emisiune este cadorisită cu un trandafir sau, după caz, cu un cactus. Deci feriți-vă de cactus. La câți mai mulți trandafiri. Ce făceai acum 16 ani? Acum 16 ani am 33 minus 16, faceți voi calculul. Deci făceam pregătire la inginerie. Făceam pregătire, nu știam ce să fac cu viața mea aici, pentru că nu știam, mama mea a insistat să mă fac inginer, pentru că am un inginer. Ce ți-a ieșit? Nu mi-a ieșit pe nas, mi-a ieșit matematica pe nas. Am făcut pregătire 3 luni de zile cu unchiul meu de inginerie și aveam program foarte strict în fiecare, deci în fiecare zi aveam de la 4 la 2. Aveam partea teoretică, aveam pauză de la 2 la 3 și de la 4 la 7. De la 10 la 2. Da. De la 10 la 2 aveam partea teoretică. De la 2 la 3 aveam pauză. Nu că era justificat asta, că nu s-a prins matematica, dacă aveai de la 4 la 2 program. Foarte clar, ți-aș fi spus din prima, nu trebuia să te chinui. Am înțeles. Da. Deci te uitai la noi, ai crescut cu noi, asta era întrebarea. Eu nu mă uitam la desene, mă uitam la Neața cu Răzvan și Dani. Băi, ești nenorocit, pe ce stai compliment? Da. Ramon Scan Bucătărie a avut un discurs emoționant aseară, a băgat în noi lacrimă și urmă de nostalgie. Bună dimineața, Bună Ramona. Dimineața. Păi altfel n-am cum, nu a fost nimic gândit și organizat dinainte. De fiecare dată când vine vorba să vorbesc despre voi sau despre toată echipa Neața, vin cuvintele pe loc, pentru că totul e adevărat și totul se simte până în adâncul sufletului. Și așa s-a simțit și aseară și a trebuit să punctez, chiar dacă mulți au zis că am avut un discurs mult prea lung. Dar considerat atâta cine timp zis, pentru, voi, pentru voi, pentru toată echipa Neața, nu sunt suficiente cuvinte. Iată, frumos, speriază, te vezi de treabă. Și ca să ne distrăm și așa? În emisiunea de astăzi, la mine în familie, dacă râzi când ești bolnav, înseamnă că nu mai ești bolnav. Evident. A, râzi, cred nu mai ai nici pe... A, cred că fiecare casă de România a fost la fel. Ce vreau să constat, de obicei premiul nostru, pus deoparte, bine pus deoparte, era pe la jumătatea serii către final, în anii ce au trecut. Acum, pentru că, uite, împlinim 16 ani la Antena 1 și se vede pe tâmplele noastre că nu mai suntem la prima tinerețe, ne-au pus primii ca să ne ducem acasă, să ne culcăm, să ne luăm medicamentele. La ce oră ați fost? Primii, cum a deschis vizante și a zis, iată, premiu, mergeți acasă. Boșo, hai da! La 9 fără 10 am ajuns acasă. Da, echipa de la Bătrâneața, hai acasă! 7 fără un sfert, Neața, mulțumim! Bravo, felicitări, pa, hai! Și că doi soți vorbeau, zicea, aoleu, a plecat nevastă mea fără umbrele și o să plouă astăzi. Zice, lasă că se ascunde într-un magazin. De asta mi-e frică. A zis Bianca la horoscop că astăzi se fac cumpărături fără sens. Bună dimineața, colegul! Ce vânt te aduce pe la noi? Pare rău că am întârziat, eu am primit altfel circulara. Ce? Eu am crezut că dacă luăm din nou premiul ăsta, avem zi liberă astăzi. Așa ai crezut dumneata? Și am și anunțat pe toată lumea. Dar unde te crezi? Nu e, deci băie, premiul ăsta nu e. Atunci ceva... Unde te crezi, mă, băiatule? Nu. Da, să-mi trimite. Dai cardul să facem o masă aici pentru... Să nu ne trimiteți tortul ăla, vă rog eu, că Răzvan s-a lăsat de zahăr și ar trebui să-l mănânc singur. Nu! Fără Da, știi, chelnerii de aseară știau că m-am lăsat de zahăr și veneau veșnic cu niște savarine la mine sau ce erau alea, niște mini eclere. Adina, ce gânduri te animă, Dani? M-a întrebat cineva aseară tâmpenia asta. Ce gânduri te animă? Reporter, da. Ce gânduri vă animă la acest ceas aniversar după ce ați luat trofeu? Da, semn că se uită și ei la Neață. Eu sper și că nu a fost o întrebare. Bă, da... Ai ratat vreo revistă, Răzvane? Să aveți mare grijă, vorbesc aici cu reporterii noștri și cu Raluca. Băi, nu mai țineți microfonul sus, Răzvan, când vede un microfon, vine să dea un interviu. Bă, a dat ieri la tot. La farmacia ta, la Bebe învață să mă crești. A dat la Urzica, a dat la oameni care, bă, jur, deci era o doamnă, nu avea nicio cameră în jurul ei, avea un microfon. Cum are filmul ăla de, hello, zice Nil, se aude în toată casa. Deci și la aia s-a dus, Răzvan, aveți întrebări? Da, poftiți, spune. I-a cerut o apă luduță la un moment dat.
de mea, bă, mi s-a uscat gâtul. Păi vorbești de 28 de minute cu o revistă care nu există, Răzvane. Nu există, se distribuie în, în fitofarmacii. Deci vorbeai... Dar ne căutau ei, domnul Dani, nu ne-am dus noi. Nu va arătam căuta și nimeni, demenția terminați. La mândoi. Da, și de frumoși v-a luat. Da. De... Da. Mm-hmm. Da. Dacă mai sunt ziare, reviste, vloguri, bloguri la care nu a dat Răzvana seară din lipsa de timp, vă anunț că astăzi este disponibil. Bine, aici și față. Deci așa ceva, bun, cu plăcere. Da, tu n-ai dat niciun interviu? Eu? Da. Păi pe tine nu te-a căutat? I-am dat lui Duță. Na. Și nu, n-am mai dat. Au venit colegi de la Antena. Păi băi, prietene, de ce nu fumez, nu beau, nu mănânc dulce? Ce era să fac? Păi să nu te apuci de interviu, Răzvan. Păi erați mulți acolo și te... Na, ce să fac? Am povestit cu tot, cu... N-am ce să... Vorbeam și eu. Nu te mai scuza. Nici nu prea auzeam. Că la niște întrebări n-am răspuns. Păi n-auzeai de Huidu, care, cum îi zice și numele, nu s-a dezis. A vorbit. Mă, s-am dat afară din biserică. Băi, a vorbit peste toată lumea. I know. Bine. Da, 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 da. Dar frate, s-o ai văzut că e un tip... Da, păi, da. Dar frate, s-o e la Antena 1, e normal. Bun. Cum vine oaia la mulți. Deci, când vede un microfon... Așa, lasă-l așa. Ești safe. N-are, mă, ce să-mi reproșeze, mă. Am fost impecabil, mă. Și eu și Ramon Scaia. Și Duță, mă. Băi, și-am pus patronul ăla. În loc să se bucure că ai suplinit pentru el, că n-a dat la nimeni. Bineînțeles, nu că n-a dat, fugeau ăia de el, ceva rând de tot. Erau, lăsați-ne să fugiți, lăsați, vine pe noi. Mai de mine și ne... N-are, mă. Uite, s-a luat de mine, pe modelul, e proașule, iar n-ai bască. Deci nu mă așa. Mă, îl știu de mult, că dacă nu luam... În afară de costum, n-am ce să-ți reproșez. Trebuia cineva dintre noi să vină overdressed. Overdressed e mai bine decât underdressed. Păi da. În da. Ce a venit îmbrăcat? Da. Nu. Cine, Dani? Da, dacă avea și... În celălalt costum de la nuntă, adică... Bă, eu am două, dar știu să le două porc. Costume. Unu și doi, în oricum, celălalt. O să vadă și oamenii pe material. La costumul ăla e bine să ai și vioară. Da, mă rog. Dani, răuț, răuț. Plăcere. Tu și Vizante, bă, v-ați luat de hainele mele. Care a venit în crocs. Vizante, haide, care a prezentat în crocs. Bine, lui Dănuț i-a plouat în gură când a văzut. Wow, ce idee! I-ar purta și ei. Dar Gabriela înțeleaptă și la inițiativa noastră i-a ascuns crocsii, bă. Bă. Se ducea și la nuntă așa. Bine, mulțumim, Dani. Dacă e ceva, te sunăm. Da. Să ne ducem la... Mulțumim celor de la Neața, din echipa Neața, cea mai frumoasă familie de live, spunem noi, din România. Suntem de 16 ani împreună cu mici, mari ajustări. Sunteți cei mai mișto colegi pe care i-am avut vreodată. Sper să nu vă apucați să plângeți și sper să mai stau cel puțin 5 ani cu voi, nu? Ca să facem 10. N-am pregătit niciun speech. Culmea, mi s-a zis să nu mai spun răutăți la TV Mania. Să mai zic de alte televiziuni. Ăsta e premiul pentru colegii mulți din redacție care ne și mănâncă viața și au luat din salariile noastre. Gata, mulțumesc din suflet, dați-mi voi. Mai stai să-ți mai zic. Răzvan vrea să-ți ofere o mărire, dar de buze, în barter, că bani nu avem. Gata, da. E atât de trecut prin viață încât a uitat că mai zis textul ăsta cu 10 ani, tot la TV Mania, tot asta ți-a spus cu mărirea de buze. Și nu s-a întâmplat nimic. Lasă. Bă, câți reporteri sunt? Eu mă pricep cel mai bine. Ce vreau ca să zic? Ce am zis acolo a fost pe bune. Chiar dacă le-am spus 2-3 lăcrămi și nu au vrut să le dea, vină, băi. Da, am zis pe emoție și nu numai pentru ei, ci și pentru cei din sală, să știi. Am învățat de la cel mai bun. A devenit un pic invidios. Și sunt deja, iată, 5 ani de când fac lucrul ăsta cu voi. Hai, ia-ți ăsta, că tu te pricepi mai bine. Gata, mulțumesc din suflet. Felicitări încă o dată. Felicitări. Vreau să-ți iau un interviu. Se pare că Răzvan dă interviuri la toată lumea. Deci, orice publicație, orice site, orice... Așa, a cerut apă. I-ai dus apă, mă? Du-te, du-i apă, du-i apă. Apă, a cerut condiții, e... Deci e momentul lui. Domnișoara nu a întrebat nimic de jumătate de oră. El vorbește singur, la liber. M-a ucis. Acum 16 ani când ai venit la antenă, îl puneai pe Duță să ia două geci pe el ca să pară că-s mai mulți reporteri care vor informații de la tine.
m-am stricat vizante, m-am dus pe scenă și am luat premiu. Ia să vedem pentru ce ai luat premiu. Uite, premiile TV Mania, cel mai bun reality show matrimonial. Hai că nu-i premiul meu, e premiu Te cunosc de undeva, al tuturor. S-a schimbat cumva Te cunosc de undeva, începând cu producția și terminând cu prezentatorul. Cel mai bun reality show cu celebrități, America Express, of course. Cel mai bun show culinar, Șef la cuțite. Ai văzut ce avem și noi? Bravo, felicitări! Păi da, nu este anul asta degeaba. Eu nici nu concepeam altfel. O seară frumoasă toate cele, Doamne, și la mulți ani, mulțumim! Mafia ca la început, pentru cine n-a știut. Și la 14-lea congres, Han și Dani reales. Și la 14-lea congres. Avem aplauze pe bandă, stai liniștit. Putem să dăm până la 12. Bravo, Dănuțe, bravo. Problema mea este că după fiecare astfel de premiu s-a mai dat o oră de program. S-a auzit în săptămână, alegeți. A mai rămas una, ce aveți? Da, și să mă un pic. Te mai învârti, mai învârte-te un pic. Mai. Da. V-a plăcut, mă, costumul meu de care a zis ăsta că ceva oră? Rău. Nu? Rău. Cum stătea pe mine? Ceva? Când faci curățenia de iarnă, vin și eu. Poate îmi dai și eu unul, două. Da, da. Aia a fost la sora mea la cununie în geacă de piele. El de fapt a adus gluma altfel, că a vrut să zic că când faci curățenia de iarnă, să-mi zici să mă îmbrac la fel și s-a dat seama că zici o prostie. Și a schimbat-o. Bun, se pare că am fost din nou sabotat, s-a cenzurat textul meu, care n-a fost. Ținea cuvinte ca Andreea Esca. Da, da, da. Și e foarte bine dacă am avea emisiunea asta înregistrată. Mamă, cât am... Nici umorul de calitate nu mai apreciat. Da, e bine că l-ați băgat pe Răzvan. O, să fim o familie, zi cu bere. Unde faci vacanță? La Surăței. Unde te duci în iarna asta? Să fim o familie. Ce faci, Răzvan? Stai la un loc, că nu ne-am apucat de joc. Mașini de 160.000 de euro. Cum e? Vizităm Clujul, pac, puber, unde ai fost în weekend? Mi-ai luat mere? Ramona. Da, Dani, știu, am făcut-o, dar am făcut frumos. Mamă, ce mi-a ieșit, nici n-am gândit-o. Am trei rânduri de creier. Dacă nu spuneți-mi, dacă nu sunteți în stare să călătoriți până la ora 12, ce spuneți? Vă dau jos la prima, dar nu trebuie să stricăm și cheful altora. Doamne, păi de unde, mă? Ești pe bune că străluceam amândoi. Băi,